În vremea împărăției lui Maximian, fiind mare prigoana asupra creștinilor, mulți credincioși, lăsându-și casele lor pentru frica muncitorilor, se ascundeau prin munți, prin peșteri și prin pustietăți. Într-acea vreme, era un tânăr de bun neam care își avea moșia sa în ținutul Nicomidiei, anume Evlampie, creștin cu credința și cu faptele, ascunzându-se cu alți creștini, a fost trimis de aceștia în cetate ca să cumpere pâine și nascuns să o aducă lor în pustie. Și intrând el în Nicomidia, a văzut deasupra porților cetății o poruncă împărătească scrisă pe o hârtie pentru uciderea creștinilor, pe care citind-o a râs de o așa nebunie a necuratului împărat, care s-a întrarmat nu spre vrăjmași, ci spre cei nevinovați, încât singur aduce la pustiire împărăția sa, ucigând mulțime de norod creștinesc. Și îndată închinătorii de idoli prinseră pe fericitul Evlampie și îl legară. Apoi l-au dus la nedreapta judecată. Iar judecătorul cel fără de lege, văzând pe Evlampie tânăr și frumos la față, mai întâi îl amăgi cu cuvinte viclene ca să se închine idolilor zicând: însăși fața ta te arată că nu ești din oamenii cei proști, ci din cei de neam bun și cinstiți. Deci să nu dorești, o frumosule tânăr, ca în deșert să pierzi un chip așa de frumos ca acesta și să aduci într-un necinste neamul tău cel bun, ci te grijește ca mai bine să-ți mulțești slava și cinstea ta și a întregului tău neam, pentru că te vei asculta porunca împărătească și te vei închina cu noi zeilor. Apoi vei fi cinstit și slăvit de noi toți, iar de la împăratul vei primi daruri și la o înaltă dregătorie te vor ridica și vei petrece în fericire zilele tale. Ascultă-mă dar pe mine, care te sfătuiesc de bine, și la un gând să fii cu noi. Iată, deschise sunt capiștile, înainte stau mulțime de zei, altarele spline de jerfe și toți se veselesc de zeilor închinându-se lor. Deci intră și tu și te închină, ca și tu să afli multe bunătăți și pre noi să ne umpli de veselie, iar pre zei să-i ai totdeauna milostivi. Iar Sfântul Evlampie, umplându-se de Duh Sfânt, a răspuns vicleanului judecător zicându-i: inima ta este plină de înșelăciune și în buzele tale sunt cuvinte viclene. Deșarte și mincinoase sunt toate făgăduințele tale. Nu mă vei amăgi pe mine, înșelătorule, cu dastea și nu mă vei întoarce de la Hristosul meu. O, de-ai voit tu să asculți cuvintele mele cele nemincinoase și sfatul meu cel neviclean și de-ai cunoaște pe Dumnezeu cel adevărat, pe care eu îl cinstesc și mă închin lui. Eu ți-aș făgăduit de la dânsul nu cinste și mărire vremelnică și deșartă, ci veșnică și adevărată, cum și daruri și bogății pe care nici împăratul tău, nici toată lumea nu le are de acum. Și de vreme ce ești surd ca o aspidă și nu asculți pe acela care zgrăiește cele folositoare, de aceea vei moșteni partea zeilor tăi în ghiena focului. Iar pentru aducerea necuratelor jerfe, însuți vei fi jerfă viermilor celor neadormiți. Iar eu jerfez jerfă de laudă, nu demonilor, ci Dumnezeului meu, și voi da celui prea înalt rugăciunile mele. Judecătorul, auzind acestea, a început a-l îngrozi cu munci,
însă el, fără temere, se arăta că este gata la toate muncile pentru Domnul Hristos. Atunci a poruncit judecătorul ca să-l dezbrace și, întinzându-l la pământ, să-l bată cu vine. Și bătut fiind sfântul fără de cruțare, multă vreme răbda cu bărbăție. Deși avea foarte mare durere din cauza bătăilor ce i se deduseră, însă, ca și cum ar fi simțit, nicio durere n-ar fi simțit, cu așa de mare bărbăție se arăta. Iar chinuitorul, văzând răbdarea lui, s-a pornit cu mai multă mânie și a poruncit ca, spânzurându-l pre un lemn, să-i strujească trupul cu unelte de fier. Și era atât de rănit mucenicului Hristos, încât se vedeau și oasele prin ranele lui cele adânci. Iar după strujirea aceea zăcea pe pământ cu totul sângerat și rănit, încât tot trupul lui era o rană. Dar nici nu se sfârșise durerile și altă muncă a scorni judecătorul asupra lui, căci a poruncit ca să-i lege și să-i strângă tare degetele de la mâini și de la picioare cu niște curele subțiri. Chinuri care pătimitorul le răbda cu multă durere, încât încheieturile lui se desfăceau din alcătuirile lor. Însă nici cu acestea nu s-a potolit mânia chinuitorului, muncitorului. Și a adaus încă și alte munci, căci a poruncit să roșească în foc un pat de fier și pe acela să întindă pe sfântul, ca astfel rămășița trupului său să se topească ca ceara de văpaia focului. Deci, fiind înroșit patul acela, sfântul Evlampie, făcând semnul crucii, s-a suit pe patul cel ars și s-a culcat pe el ca pe un așternut moale. Și arzându-se trupul lui, se frigea și se topea ca niște carne de mâncare. Și era gata să moară într-o muncă ca aceea, pentru că nu mai era cu putință ca trupul să fie viu în foc. Însă atotputernicul Dumnezeu ținea viu pe robul său și sta sufletul întrânsul mai pe sus de fire, ca astfel puterea lui Dumnezeu să strălucească desăvârșit și răbdarea mucenicului să fie arătată la toți. Iar când așteptau toți ca Evlampie să adoarmă cu somnul morții, pe acel pat înroșit, îndată sfântul a simțit în sine o putere și, sculându-se de pe pat, umbla sănătos ca și cum n-ar fi primit munci. Și crezând tare în Domnul Hristos, s-a prefăcut ca și cum s-ar învoi cu necredința păgânilor. Pentru aceea îl duseră cu cinste în capiștea idolească, încât toți se bucurau împreună cu judecătorul lor, părându-li se lor că Evlampie s-a despărțit de Hristos și voiește să se închine idolilor lor. Apoi mulțime de popor, urmând, mergeau la capiște, iar sfântul se ruga în sine cu deadinsul către Domnul Iisus Hristos ca să arate puterea sa, să lumineze pe norodul cel orbit și să preamărească numele său cel sfânt. Dar când a intrat în capiște, a văzut pe idolul Marte, cel mai mare și mai frumos decât ceilalți idoli, și apropiindu-se de acela a zis: cu numele Domnului meu Iisus Hristos îți poruncesc, idole mut și neînsuflețit, să cazi la pământ și să te faci praf. Și acestea zicându-le sfântul, idolul a căzut îndată cu zgomot mare și s-a sfărâmat în bucăți.
care lucru văzându-l noroadele au strigat: mare este Dumnezeul creștinilor, mare și puternic, Dumnezeul lui Evlampie. Apoi mulți din norod au crezut în Hristos, iar judecătorul s-a pornit spre mai mare mânie și luând pe Evlampie l-a dus iarăși la chinuri. Auzind de aceasta sora lui, anume Evlampia Fecioara, cum că fratele ei Evlampie pătimește chinuri pentru Hristos, s-a sculat și a alergat de grab acolo. Și stând în mijloc, cu mare glas a zis către fratele său: o, fratele meu, au nu o maică ne-a născut pe noi? Oare nu același piept ne-a hrănit pe noi? Și au nu suntem amândoi învățați să credem într-un Dumnezeu? Deci pentru ce tu, pătimind pentru Hristos, mă lipsești pe mine de aceeași cinste? Pentru ce nu mi-ai spus și mie, ca de la început să sufer împreună cu tine toate chinurile? Pentru că și eu voiesc a muri pentru Domnul meu ca și tine, ca să știe toți chinuitorii aceștia că sunt creștină și gata a muri pentru Hristos. Iar către judecătorul a zis: ascultă, judecătorule, ca să știi cine sunt. Eu sunt roaba lui Iisus Hristos. El este viața mea și bucuria sufletului meu. Pe dânsul îl iubesc și voiesc să-i fiu jertfă. Deci gătește foc, adu fiarele, pune roatele cele de chinuri, ascute săbiile și scornește chinurile, muncile. Și oricum voiești, chinuiește-mă pe mine pentru Hristosul meu, că sunt gata pe toate a le răbda, ca și iubitul meu frate Evlampie. Atunci muncitorul, auzind acestea și mirându-se de atâta îndrăzneală, a poruncit ca să bată pe sfânta peste obraz și o bătură așa de mult încât s-a schimbat frumusețea feței sale și îi curgea sânge din nas și din gură. Iar sfântul Evlampie întărea pe sora sa cu cuvinte de mângâiere zicând: nu te teme, soro, de cei ce ucid trupul, că sufletul nu-l pot ucide. După porunca muncitorului, pregătire o căldare cu apă fiartă ca să-i arunce pe amândoi, adică pe Evlampie și pe Evlampia, sora lui. Și când vrea să-i arunce, Evlampie, grăbindu-se, a intrat singur în căldare. Iar Evlampia, ca o copilă tânără, a început a se cam înfricoșa. Dar fratele ei, văzând-o că se îndoaie, o chema la sine în căldarea ce fierbea. Deci, ca și cum ar fi fost într-o răcoreală, îi zicea: nu te teme, sora mea, îndrăsnește de intra aici, căci precum mă vezi pe mine nevătămat și nesimțind nicio durere, așa și tu. Numai de te vei atinge de căldarea aceasta arzătoare și îndată vei simți ajutorul lui Dumnezeu și vei fi nevătămată. Iar sfânta, auzind acestea, iute a intrat la fratele ei în căldare și îndată s-a stins puterea focului și s-a răcit căldarea. Iar sfinții, fiind nevătămați, cântau și slăveau pe Dumnezeu. Noroadele, văzând această minune, s-au minunat și au crezut în Hristos. 200 de bărbați, care mărturisindu-se că sunt creștini, au murit și ei prin ucidere de sabie din mâinile nelegiuiților închinători de idole. Iar judecătorul cel fără de lege a poruncit să-i scoată ochii sfântului Evlampie și pe sfânta Evlampia s-o spânzure de păr și s-o bată. Dar ea răbdând zicea: mulțumesc ție, Dumnezeule, ziditorul meu, că m-ai învrednicit pe mine, roaba ta, să pătimesc pentru sfânt numele tău. Apoi muncitorul a poruncit să ardă foarte tare un cuptor și să arunce întrânsul pe sfinți. Și după ce au ars cuptorul, sfântul Evlampie, fiind orb,
a fost dus de mână de ostași și l-au aruncat acolo. Iar Sfânta Evlampia nu avea trebuință ca să o ducă cineva și să o arunce, și a mers singură cu bucurie și de grabă a intrat ca într-o cămară în cuptorul acela înfocat. Însă nici acolo nu s-au vătămat sfinții, pentru că focul s-a schimbat într-o răcoreală, iar ei, umblând prin mijlocul văpăii, glăsuiau cântarea celor trei tineri din Babilon și binecuvântau pe Dumnezeu. Iar muncitorul, neștiind ce să mai facă cu dânsii, a hotărât să fie tăiați de sabie. Apoi, luându-i ostașii, i-au dus departe, având mâinile legate înapoi. Iar când au ajuns la locul de pedeapsă, Sfântul Evlampie și-a pus sub sabie cinstitul său cap și îl tăiară călăii. Iar Sfânta Evlampia, mai înainte de a fi ucisă, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Și ostașii, văzând-o moartă, nu i-au mai tăiat capul și ei. Și așa, Sfântul Evlampie cu sora sa, Evlampia, sfârșindu-și nevoința muceniciei lor, în ziua de 10 octombrie, au mers la purtătorul de nevoință Hristos Dumnezeu ca să ia cununa dreptății și se roagă lui pentru sufletele noastre ca să ne învrednicească Mântuitorul și pe noi de împărăția cea cerească împreună cu ei, căruia să-L cinstim cu Tatăl și cu Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin.